În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. Amin. Permiteți-mi să rostesc doar un cuvânt introductiv al acestei celebrări liturgice, care se scrie în octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor, perioada 18-25 ianuarie a fiecărui an, moment în care creștinii din întreaga lume se roagă pentru unitate, pentru idealul unității. Ne bucurăm că în acest an, sub semnul cuvântului de la profetul Mihaia, cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului, ne rugăm împreună în această seară, în comuniune, pentru unitatea dintre creștini, cu eminența sa, înaltă Sfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Mitropolitul Slujului, Maramureșului și Sălajului, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Slujului, și de asemenea cu excelența sa, Domnul Episcop Balin Bență de Ferenc, Episcopul Bisericii Unitariene din Transilvania. Alături de excelențele lor, avem invitați din alte confesiuni, din orașul nostru, Biserica Romano-Catolică, Protopopiatul Cluj-Dăbâca, reprezentată de Părintele Mereș Cristelian, Biserica Reformată, reprezentată ca și în ceilalți ani, de către Părintele Consilier Henghe Ianoș, Biserica Pentecostală, de către Părintele Pastor Nicu Cristea, Biserica Apostolică Noul Vieții, de către Presbiterul Valentin Tatanuș. Mulțumim și celorlalți preoți și reprezentanți ai confesiunilor din orașul nostru. Mulțumim și domnului consilier prezent aici împreună cu noi. Mulțumim tuturor celorlalți reprezentanți ai confesiunilor creștine din orașul nostru. Mulțumim persoanelor consacrate, surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, surorilor congregații, surorilor Maicii Domnului. Mulțumim de asemenea Părintelui Superior Regional al Ordinului Societății lui Iisus, împreună cu preoții și frații Societății Ordinului lui Iisus. Mulțumim surorilor congregației Sfântului Iosif din orașul nostru, vă mulțumim dumneavoastră tuturor credincioșilor aici prezenți și vă invit acum să participăm împreună la rugăciunea vecernii. Amintesc doar câteva momente importante din această rânduială și anume faptul că după prochimenul zilei vom asculta cuvântul Scripturii așa cum este recomandat în programul de octava de rugăciune de la profetul Mihaia, capitolul al VI-lea. După încheierea acestui cuvânt, vom asculta cuvântul eminenței sale în alta Sfințitului Andrei Guț și apoi cuvântul de salut al excelenței sale domnului Episcop Balin. După care va urma slujba vecernie. După momentul binecuvântării și al încheierii slujbei, vor urma cuvintele tuturor reprezentanților celorlalte confesiuni creștine și subsemnatul va încheia cu un cuvânt concluziv de mulțumire lui Dumnezeu, după care vă vom invita să ne schimbăm semnul păcii. Mulțumim tuturor reprezentanților confesiunilor creștine și dumneavoastră tuturor pentru acest moment de comuniune pe care îl oferim Bunului Dumnezeu pentru unitatea creștinilor, ca toți să fie una. Așa să fie. Amin. Fie, în Pate Ceresc, Mântuitorule, Spirit al
viață, vinoște așează într-un noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește bolile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, Durată este Voi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, Durată este Voi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, înfățișa mă voi cu ardere de tot, cu viței de un an,
Dar oare Domnului îi vor plăcea milele de berbeci, zecile de mii de râuri de unde lemn? Oare îi voi da pe cel întâi născut al meu, ca preț pentru fără de legea mea și rodul pântecului meu pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ceea ce este bun și ceea ce Dumnezeu cere de la tine. Dreptate, iubire și milostivire și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Pace ție. Preasfinția voastră, excelența voastră, prea cu cel nispărnit, prea cu vioase maici și iubiți frații suflet. Cântul meu din această seară de rugăciune pentru unitatea creștinilor în legă de cuvântul Mântuitorului pe care l-a grăit în marea rugăciune arhierească. Această rugăciune o găsim în Evanghelia după Ioan în capitolul 17. Printre altele, adresându-se Tatălui, Domnul Iisus Hristos în versetul 21 îi cere lucrul următor. Fă ca cei ce vor crede în mine să fie una, cum eu cu tine una sunt. A rămas în dorința Mântuitorului. Din nefericire, păcatul fiind în lume, nu păstă multă vreme au apărut dezbinări. De aceea Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 4, versetul 3, zice, observând că sunt în bine, străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. Mai târziu, datorită păcatului care este în lume, creștinătatea, s-a împărțit și este așa cum o vedem astăzi. În perioada interbelică, în România, a trăit un preot de mare vocație, Toma Chiricuță. El a condus o revistă, Fântâna Darurilor, câteva zeci de ani. Datorită credinței sale, și el a făcut parte dintre clericii închiși de regimul comunist și a ieșit de-abia atunci. În 64. El, în revista lui, referitor la acest gând al Mântuitorului ca tot să fie una și la tristețea inimii Mântuitorului ca nu, că nu mai suntem una toți creștinii, și-a imaginat lucrul următor. Într-o seară de Crăciun, își imagina că este în fața iestrei din Betlehem. Și vede cum intră în peștera din Betleem păstorii entuziaști că au auzit de la îngeri că s-a născut Mântuitorul. Vede cum intră cei trei crai aducându-și darurile lor, aude ceapa îngerească cântând. Iar Mântuitorul vede pruncul Mântuitor învăluindu-i într-o privire plină de dragoste. Și zice, Părintele, plină de dragoste, pentru că toți cei ce au intrat în peștera din Betleem aveau același cude, același gând, îi stăpânea o iubire nemărginită. Peste aproape 2000 de ani, se vede iarăși în fața este din Betleem. De data aceasta, cei ce cred în Hristos nu mai încap în peștere. Sunt mulți.
dar se prezintă acolo cei trei reprezentanți ai lor. Reprezentantul catolicilor, reprezentantul ortodoxilor și reprezentantul protestanților. Toți au venit cu drag la peștera din Betleem să-i aducă Mântuitorului daruri și Părintele a rămas uimit. Mântuitorul nu-i mai privea cu drag. De ce? Pentru că nu mai era una. Și zice Părintele, atunci când din nou vom fi una, Mântuitorul le va privi din nou cu drag. Înțelegem de ce suflete mari rânduiesc rugăciuni pentru unitatea creștină. Pentru că Domnul Hristos lucrul acesta l-a spus în marea rugăciune arterească dinainte de 4.000 de sate. Tată, te rog, fă ca cei ce cred în mine să fie tot una cum eu, tine, una sunt. Facem această rugăciune. Am nădăjduit ca în timpul vieții noastre să se întâmple minunea, dar oricum odată până la parusie, ea tot se va întâmpla. Acesta este gândul pe care preasfinția voastră, excelența voastră, preacuvioșiile voastre și iubiți frașeților, am vrut să vi-l pun în această seară în suflet. Nădăjdim că Domnul nostru Hristos, care ne iubește pe toți, care s-a jertfit pentru toți, pentru noi și pentru noastră mântuire, va găsi și căile pentru a lumina mințile celor ce pot face lucrul acesta, ca pașii înspre unitate să fie mai rapizi. Amin. Preasfințiile voastre, iubiți credincioși, frați și surori creștini, îmi face o deosebită plăcere să particip la această seară de duminică de rugăciune pentru unitatea creștinilor. O nouă ocazie pentru noi toți să realizăm că suntem copiii Domnului Dumnezeu și frați într-o credință. Oamenii de seamă la bătrânul nostru continent și-au propus ca țel Unitatea Europeană și în ultimele decenii vorbesc despre încercările lor de a-și folui țelul. Țara noastră, ca cele mai multe dintre țările europene, își are propriul loc la masa comună. Dar vedem cu toți distanța mare dintre țelul din făcuit și realitate. Criza economică, antagonisme și răni din trecut, disparitatea dintre țările mai bogate și mai sărace, pun piedici realizările acelei unități multisate. Unitatea în diversitate este un concept ideal, spre care îndrăznește nu numai comunitatea europeană, ci și comunitatea creștină.
O comunitate a cărei istorie cu cele mai bune și cele mai rele vorbește totuși despre dorința omului de a trăi în lumina Harului Dumnezeiesc, de a trăi în pace și în înțelegere cu semenii săi. Învățăturile lui Iisus, ideile și faptele înaintoașilor noștri ne arată calea pe care trebuie să urmăm. Și totuși puțini sunt cei care urmează. Viața noastră este o continuă încleștare între bine și rău, între speranță și deznădejde, între orgoliu și umilință, o cursă contra cronometru cu timpul. Trăim într-o lume definită printr-o gravă bolnăvicioasă, printr-o temere nevicoasă. Ne grăbim în lucrurile noastre și ale Domnului și ne mulțumim cu aparențe, uitând că aparențele sunt înșelătoare. Nu avem timp pentru viața noastră spirituală și la semeni creștini vedem doar ce ne desparte. Ar dura prea mult timp, ar necesita un efort prea mare să ne oprim, să cugetăm, să ne deschidem sufletul în rugăciune, să luăm aminte la învățăturile lui Iisus. Aceste întâlniri ecumenice, sunt o posibilitate excepțională de a vedea dincolo de aparențe, de a ne cunoaște, de a ne uni glasul în rugăciune și dragoste frățească. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel vorbește despre descoperirea Fiului Dumnezeu. O descoperire care încă se lasă așteptată. Fiecare generație se redescoperă pe sine și își redescoperă legăturile cu Dumnezeu și semenii săi în lumina pildei și învățăturilor lui Hristos. Această redescoperire însă își are rostul doar dacă devine baza și suportul vieții de fiecare zi a omului și a comunității. Această redescoperire își are rostul doar dacă credința și spiritualitatea omului creștin devin palpabile prin muncă și viața de zi cu zi. Pentru bisericile creștine, această redescoperire își are rostul doar dacă creștinitatea își poate regăsi unitatea spirituală în credință, iubire, dar în lumea aceasta divizată poate arăta calea împăcării, iertării, toleranței. Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de prezența, munca și iubirea fiilor și fiicelor Tatălui nostru. Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de mărturie, de credința ale creștinilor prin rugăciuni și fapte. Avem nevoie să arătăm comunității europene și nu numai ca unitatea creștinilor poate fi o realitate viabilă, demnă de urmat. Astăzi avem nevoie să arătăm lumii că valoarele creștinității sunt garanția păcii, înțelegerii și a viitorului. Să ne rugăm pentru comunitățile noastre, să ne rugăm pentru unitatea creștină și să cerem putere și credință să trăim, să muncim, să iubim după învățăturile lui Hristos, cum scrie Apostolul Pavel în Epistola către Romani, căci creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Așa să ne ajute.